Bine te-am găsit! Sunt Diana Bordeanu și sunt autorul cărții Dragă Sofia. Sofia este o tânără jurnalistă de 29 de ani care, pe data de 21 decembrie, își dă seama că viața ei nu merge în direcția pe care și-ar dori-o, așa că începe să facă transformările necesare din iubire de sine încât să acceseze cea mai bună versiune a ei. Este surprinsă în carte atât povestea și relația toxică în care ea este prinsă, cât și tot traseul, cum ea își dă seama, și schimbările pe care ea le face din iubire de sine. Această carte este scrisă și vândută, să zicem, în scop caritabil, prețul ei reprezentând o donație pentru grupul femeilor care provin din familii disfuncționale, grup de sprijin destinat ca suport psihologic acestei categorii. Cum spuneam, a fost un drum dificil pentru a reuși să duc la bun sfârșit acest proiect. De asemenea, tot proiectul a fost demarat și luat de la zero, fără niciun buget, să zic, adiacent. Spuneam cu încântare faptul că am reușit, din precomenzile voastre, să tipăresc primele exemplare din Dragă Sofia. Și statusul comenzii de la tipografie este că ea este în acest moment la legătorie și într-o zi sau două se va face livrarea către noi. Ce aș vrea să spun, că următoarele 10 exemplare pe care le voi vinde în scop caritabil va acoperi factura pentru editarea cărții. Și cine cumpără următoarele 10 exemplare mă va ajuta să avem în acest moment un buget nu neapărat pe plus, ci să avem un buget zero, adică să fim fără datorie. Totul este în contul ONG-ului, Asociația Evolution Center, Health About Soul and Mind. Dacă vrei și tu să cumperi această carte în scop caritabil, vrei să descoperi povestea Sofiei, vrei să vezi că poate chiar tu te regăsești în această poveste sau poate vrei doar să sprijini acest proiect și să faci cartea cadou altcuiva, poate că astăzi de Sfântul Dumitru te invit să-ți faci ție un cadou, să faci o faptă bună sau să faci un cadou cuiva drag achiziționând această carte și ajutând în acest fel proiectul pe care eu îl susțin destinat femeilor ce provin din medii și din familii disfuncționale. Te pup, îți doresc toate cele bune, iar celor care astăzi se sărbătoresc de Sfântul Dumitru le doresc un călduros la mulți ani.